Este vorba despre o femeie în vârstă de 58 de ani din municipiul Roman, politraumatist prin cădere de la înălțime. Din declarațiile personalului din CPO am înțeles că este vorba de cădere accidentală dintr-un nuc, cu diagnostic de fractură humerus, fractură punct drept, fracturi costale multiple, pneumotorax și fractură de calcaneu drept. Pacienta a fost imediat trimisă către sala de operație, unde a avut loc o intervenție a unei echipe mixte alcătuite din chirurg pentru rezolvarea problemelor de chirurgie, respectiv fracturile costale și pneumotoraxul, și ortoped care a rezolvat celelalte fracturi de membre menționate.